Bună seara, Georgiana, bine te-am găsit. Discutăm în această ediție despre eclipsa de soare care va avea loc pe 8 aprilie, o eclipsă foarte interesantă pentru că vom studia această eclipsă și prin prisma eclipselor care au mai fost până acum și o să ne spună Georgiana ce concluzie a tras când a studiat ea acest eveniment astral, pentru că a găsit niște lucruri foarte interesante. Bună seara încă o dată, Georgiana! Bună seara, Jessie! Bună seara, dragi telespectatori! Am descoperit niște lucruri foarte interesante. Vă invit să observați și voi ce am descoperit, să analizăm împreună, pentru că, așa, ca să știți, nu prea există în cărți de astrologie scris despre cum să faci analiza eclipselor sau lucruri foarte specifice. Deci asta ca să știți, da? Deci ceea ce vă spun aici este legat și de cercetarea mea personală, dar pornind de la date concrete și inclusiv baza faptelor care s-au întâmplat la eclipsele trecute. Pentru că tu ai zis că eclipsa de acum este foarte importantă. Este importantă, dar să știi că mai importantă ca și amplitudine a fost cea din 2020. Discutăm și de ce, pentru că atunci s-au întâmplat mai multe lucruri. Nu a fost doar o eclipsă totală, dar a fost și la câteva zile distanță a fost și marea conjuncție dintre Saturn și Jupiter, care se întâmplă la 20 de ani. Și fiind astea împreună, adică și eclipsă, și marea conjuncție a lui Jupiter, de aia s-a întâmplat ceva ce o să citim împreună. Adică să știți, eu nu spun din închip. Uite, cu faptele, da? Faptele vorbesc. Acum să clarificăm ce înseamnă o eclipsă, pentru că puteți fi puțin șocați ce înseamnă o eclipsă. Știm și noi că e atunci când luna vine peste soare și eclipsează soarele, corect? Să știți că dacă v-ați uita în astrogramă, atunci când este o eclipsă, ați observa că pe lângă luna și soarele care sunt în conjuncție, adică unul peste celălalt, mai e și nodul nord care vine acolo și sunt, de fapt, trei corpuri cerești, una peste celălalt. Acum eu o să spun ceva, am mai spus și în alte emisiuni, cine vrea să folosească informația bine, cine nu, să știți că informația tot există. Adică, v-am spus că în astrologia vedică, în astrologia indiană, nodul nord, nodurile lunare, nodul nord și nodul sud, sunt tratate ca și planete, adică ca și corpuri cerești care există, nu ca puncte care sunt calculate. Da? Și din cauza aceasta, acum nu dați cu roșii stricate, dar eu vă spun, și din cauza aceasta, de multe ori când se face o eclipsă, este vorba de nodul nord care eclipsează soarele, care este nodul nord și nodul sud sunt corpuri invizibile, da? Adică sunt planete pe cer, numai că nu sunt vizibile, le observăm doar în momentul în care fac umbră. Ori asupra lunii, pentru că nodurile lunare, da, știu, nu dați cu roșii stricate, dar dacă o să căutați în astrologia vedică, o să găsiți acest lucru. Da? Adică eclipsele de soare și de lună, de multe ori, o să observați această proximitate, în hartă se vede, da? Această proximitate a nodurilor lunare. Pentru că sunt de multe ori situații, am văzut și filmări, mă rog, cât de adevărat ori fie acelea, dar totuși se vede din astrogramă că astrograma răspunde pozitiv la aceste lucruri, filmări în care este eclipsă, cum îi spune, eclipsă de soare într-o parte și luna în cealaltă parte, sau, cum îi spune, cine face umbră? Întrebarea este cine face umbră? Și aici vreau să vă spun, trebuie să ne gândim la nodul nord și la nodul sud, adică la Rahu și Ketu, cum se cheamă în astrologia vedică, care sunt tratate ca corpuri stelare, care există numai că sunt invizibile. Apar vizibile în momentul în care fac umbră. Bun, vreau să fac această paranteză puțin mai ciudată, pentru că da, ce vom discuta astăzi... Că ne-ai lămurit, da. Da, pentru că ce vom discuta astăzi e foarte interesant, da? Dar trebuie să fiți puțin deschiși. Știți să cercetați, nu luați ce zic eu de bun, pur și simplu cercetați. Ok? Bun, acum, eclipsele nu sunt foarte rare, se fac de două ori pe ani, eclipsele solare. Da? Și apropo, când se fac, dacă vreți să vă distrați cu un program de astrologie, o să vedeți fix atunci când soarele, luna și nodul nord sunt în conjuncție, atunci este eclipsa solară și o puteți găsi pe Wikipedia că există. Da, deci întotdeauna există trei care sunt în eclipsă, nu doi. Soarele, luna și nodul nord sau soarele, luna și nodul sud.
pentru că odată se face eclipsa totală pe nodul nord, împreună cu nodul nord, altă ori pe nodul sud. Și o să discutăm de ce. O să vedem acest lucru. Bun, deci eclipsele se întâmplă, la fel și cum eclipsa lunară, se întâmplă în fiecare lună, da? Dar unele sunt mai importante decât altele. Mă rog, cât adevăr e aici, o să vedem, dar e adevărat că și la eclipsa solară pe care o avem acum, da, este puțin mai interesantă și merită discutată față de eclipsele care se fac de obicei, v-am spus, avem două eclipse solare pe an. Nu sunt vizibile, e altă treabă. Da? Încă un lucru pe care vreau să-l menționez, important asta, eclipsele sunt totale, dacă și totale și parțiale, se văd dintr-un anumit loc al lumii. Da? Nu se văd pe tot pământul. Da? De exemplu, și asta ce înseamnă? Că ceea ce se întâmplă în baza acelei eclipse afectează specific zona respectivă. Adică dacă o să observăm, că o să ne uităm, da? Eclipsele care au fost în ultimii ani, 2017-2020 și aceasta din 2024, acestea care sunt totale și destul de importante, asta a fost mai ales pe partea de America. Da? Și acolo s-au întâmplat lucruri interesante fix de eclipsă sau după eclipsă. O să observăm, că o să stăm și să citim de pe Wikipedia, de se găsește, oricine poate să găsească această informație. Da? Deci mai este important și partea de local, da? Adică eclipsa de obicei are impact asupra continentului pe care este văzut, asupra zonei respective. Că ajunge și pe până la noi efectul eclipsei, e altă treabă, dar este așa la a doua mână, la a treia mână, la a patra mână, adică nu este direct. Această eclipsă, pe cine o să afecteze direct, Georgiana? America. Tot. Ok, deci tot americani. Bun. Da. Da, pentru că okay. Dacă ne uităm și pe calea eclipsei, că am stat și o să mă distrez totuși puțin, deci America și America de Sud, da? Dar și puțin Canada, dar mai mult America de Nord. Da? Și cea din 2017 la fel a fost tot pe continentul american. Sunt eclipse care ajung și prin Europa, prin China, prin Rusia, Australia, Pacific, dar acestea trebuie căutate. Dacă vă uitați pe Wikipedia o să vedeți. Bun. Dar acesta este special pentru americani. Și ceea ce este interesant, asta nu e informația mea, asta am citit-o, dar mi s-a părut foarte interesant, faptul că eclipsa din 2017, din 21 august, dacă o suprapui cu calea pe care o va duce, pe care se va duce soarele pentru eclipsă, va fi vizibil. Da? Deci culoarul pe care eclipsa va fi maxim vizibilă pe anul acesta în America, dacă le suprapui una peste cealaltă, se întrepătrund într-un anumit punct, adică au un punct comun de vizibilitate maximă. Da. Și asta este interesant. Și tot așa această X, da, se face pe continentul american. Și acum haideți să vedem fapte nu vorbe, da? Așa, o să descoperim împreună aceste lucruri. E prima dată când mă interesez și eu de o eclipsă. Recunosc că până acum n-am stat să analizez eclipse, așa că a fost interesant și distractiv și pentru mine, pentru că am aflat lucruri noi. Am o întrebare, Georgiana, înainte să începem. Această eclipsă se face resimțită, cred că, și vreau să-mi afirm sau să-mi infirm acest lucru, și înainte și după data aceasta de 8 aprilie? După. Da, întotdeauna, uite, e un lucru bun că m-ai întrebat. În astrologie, de exemplu, când discutăm și de mari conjuncții, cum e conjuncția Jupiter-Saturn sau inclusiv cum e luna nouă sau, cum spunem, sau anul solar, după eveniment, da? Discutăm, adică efectele se resimt după eveniment. E la fel ca și valul, da? Deci valul trebuie să ajungă la țărm. A lovit țărmul, din momentul acela, ce se întâmplă sunt reverberațiile. Nu? Am înțeles, așa. Da. Mai mult ce se întâmplă înainte sunt emoțiile, pregătirile oamenilor care dau cu gândul că știu că urmează să fie ceva interesant. Deci până în acest moment, această eclipsă nu se face simțită, ci doar după
după 8 aprilie încolo, deci să nu punem pe seama acestei eclipse viitoare evenimente care au avut loc recent. Asta e important de... Nu. Acum, nu vă spărați, dar pe cer există atâtea planetuțe, există atâtea aspecte, atâtea lucruri care se întâmplă, adică săraca eclipsă e și ea pe acolo. Da? Dar sunt așa ca borne, adică cum mergi pe autostradă, vezi o bornă și mai vezi încă o bornă, da? Și știi pe unde te afli. Da? Și o să discutăm acum ca să vedeți și voi cum funcționează. Și mai întâi luăm eclipsa totală din 21 august 2017, am calculat-o pentru Hopkinsville, New Madrid, acolo unde a fost vizibilitatea maximă. Tot așa scrie pe Wikipedia. Da? Și am calculat pentru momentul respectiv. Haideți să începem cu sfârșitul. Da? Ce s-a întâmplat de eclipse și după eclipse următoarele zile. Și vă invit să vă uitați și voi pe Wikipedia. Deci pe 21 august a fost eclipsa pe Statele Unite, trecând din coasta de Pacific pe coasta Atlantică. Da? După care vedem că pe 25-30 august, asta e foarte important, s-a întâmplat uraganul Harvey, care a lovit Statele Unite ca și uragan de categorie 4, care a cauzat daune catastrofice în Houston și morții au fost puțini relativ la așa dezastru, dar costurile, că zice, costurile totale au fost peste 125 de miliarde de dolari, făcând uraganul Harvey cel mai costisitor dezastru natural din istoria Statelor Unite. Ne interesează acest lucru. De ce? Pentru că pe harta eclipsei de atunci se vede, sunt niște aspecte foarte puternice care arată acest uragan. Da? Avem un Neptun retrograd în Pești, în casa a patra. Casa a patra întotdeauna se ocupă cu teritoriile, deci ceva care se întâmplă în plan fizic pe teritoriile țării respective. Peștii au treabă cu inundațiile, cu apa de orice fel, da? Iar Neptun retrograd specific în Pești aduce exact acest uragan de care vorbim. Și de ce v-am citit mai devreme, faptul că acest uragan, mă rog, a provocat daune, dar a fost cel mai costisitor, adică morți, nu au fost sute de mii de morți, au fost puțini morți, dar costurile au fost maxime pentru un dezastru natural. Așa zice Wikipedia. Să știți că acest lucru se vede pentru că pe casa a doua, pe casa banilor, pentru o țară este PIB-ul, da? Produsul intern brut. Fiind Lilith în Capricorn și Pluto, care se leagă direct de casa a patra și de acest Neptun retrograd în Pești, arată că sunt niște costuri care apar peste noapte, care trebuie plătite din buzunarul public, din cauza unui eveniment complet neașteptat. Că de-aia Pluton face să apară lucrurile peste noapte. Da, peste noapte te trezești că ți s-a defectat instalația electrică și trebuie să o schimbi pe toată. Da, peste noapte te trezești că mașina ți-a fost furată și trebuie să cumperi alta. Da, deci, peste noapte. Iar acest aspect se vede. Deci, de exemplu, ce vreau să spun, uraganul a fost un aspect al eclipsei. Da? Deci a fost un lucru care s-a întâmplat datorită eclipsei. Dacă o să stați să căutați, că nu vreau să stăm acum prin toate eclipsele care s-au întâmplat, dar eu am stat așa să-mi distrez dorința mea de astrolog de a afla lucruri interesante și m-am uitat și majoritatea eclipselor totale, deci cele care sunt mai evidente și mai intense, au după aceea la maxim o lună, vedeți, ori un uragan, ori inundații, ori cutremure. Deci vedeți că acestea sunt conectate, interconectate. Deci, ce putem să spunem cu siguranță și pentru ce o să urmeze, că o să vedem de ce că iară se fac aspecte legate de apă, poate să urmeze și ceva neașteptat, tot așa, care să aibă legătură cu apa. Nu uragan, altceva. O să vedem. Așa. Bun, deci pe harta eclipsei totale din 2017, pentru american, pentru că e făcut pe teritoriul american, da? Ok? Locația este pe teritoriul american. Vedem faptul că uraganul este datorit eclipsei și vedem faptul că i-a costat foarte mulți bănuți din buzunarul propriu.
De ce a fost atât de puternic uraganul? Aici putem să vedem, e foarte interesant. Și acum discutăm de ceva ce o să ne intereseze și în analiza noastră. Soarele și Luna sunt în conjuncție la 28 de grade în leu, adică pe steaua fixă Regulus. Acum, încă un lucru interesant pe care tot așa nu-l discutăm tot timpul este faptul că conjuncțiile dintre planetuțe și stele fixe de multe ori produc fenomene meteorologice. Ok? Ploaie, vânt, grindină, ceață, meteoriți, habar n-am, orice vreți voi. Da? Dar, cum îi spune, și aceasta este o știință, se poate. Știți, astrologia este foarte diversă, e la fel ca medicina. Poți să te faci medic oftalmolog, poți să te faci stomatolog, poți să te faci chirurg. Adică atât de vastă este astrologia dacă este făcută corect și cu dragoste. Dar este și foarte vastă, este foarte mare și de aceea v-am amintit aici că există astrometeorologie, dar recunosc că eu n-am aprofundat-o, știu că există, știu despre ce este vorba, dar știți, e la fel ca un medic, care este un medic generalist. Se știe despre ce este vorba în corp, da? Dar nu va fi la fel, adică la dinți nu te va putea trata ca un medic stomatolog. Ok? Deci aici sunt, te poți specializa pe un anumit domeniu. Eu, de exemplu, sunt specializată pe astrologie natală, relațională, karmică, și astrologie orară. Și, bineînțeles, intră și partea de predicții pentru astrologia previzională. Deci, astea sunt specializările mele. Pe partea de astrometeorologie, îmi place să învăț, dar recunosc că mă pasionează atât de tare. Așa. Dar, totuși, aici vreau să vă spun de ce acest uragan a fost dat la maxim. Da? De ce a fost cel mai mare și cel mai tare, așa zice Wikipedia? Păi, pentru că această eclipsă s-a produs conjunctă pe steaua Regulus din zodia leului. Regulus este o stea regală, este o stea foarte puternică. Avem peste 200 de stele fixe pe cer. Da? Acestea sunt stelele care creează constelațiile. Când noi ne uităm, vedem carul mare, carul mic, Orionul, stelele alea nu se mișcă pe cer. Da? Le găsim tot timpul acolo. Sunt cele care creează constelațiile. Acestea sunt stelele fixe. Da? De aceea, planetele se numesc stele plimbărețe, plimbătoare, planetele, da? Iar stelele fixe sunt stele fixe. Deci unele sunt mobile, altele sunt fixe, ca să știți. Și acum, conjuncția cu Regulus. Regulus este o planetă foarte puternică, pentru că este în zodia leu, este foarte sălbatică în modul de manifestare și această putere a lui Regulus a potențat acest uragan să fie maxim cât se poate. Da? Deci Regulus este inima leului, chiar așa se numește Corleone, da? Inima leului. Și când sunt conjuncții pe Regulus, impactul este maxim cât se poate. Deci gândiți-vă că este ca un fel de inima regelui. Nu poate să fie un loc mai înalt de atât, ci mai puternic de atât. Da? Deci, uitați ce aduce Regulus. Putere, autoritate, violență, pentru că leul este o zodie sălbatică. Leul este puternic, dar este și sălbatic în același timp și atunci când se manifestă, nu are tact. Da? Se manifestă sălbatic, da? Și cu putere. Da? Din cauza aceasta a fost intensitatea maximă. Doar atâta vreau să spun din eclipsa din 21 august 2017, pentru că asta a fost evenimentul cel mai evident. Pentru cine dorește să observe lucrurile, o să mai mult de 6 luni nu țin efectele eclipsei respective, pentru că după aia vine cealaltă eclipsă. Ok? Ce este interesant, că în următoarele 2-3 luni, dacă stați să vă uitați ce s-a întâmplat în 2017, deci până prin decembrie-ianuarie, o să vedeți pe continentul american că au fost și foarte multe shootings, astea în școli, în licee, mass shootings, în pușcături. Da. Elevi, da, care merg la școală cu pistoale, da, și, din, da, păcate, da, și pe partea asta, adică, mă rog, la ei oricum se întâmplă
ca și normalitate, dar atunci au fost mai dese și inclusiv împușcăturile în biserici cu victime foarte multe. Și aici e foarte interesant, nu vreau să analizez asta, doar să punctez, a fost un mass shooting într-o biserică care s-a lăsat cu foarte multe victime. La fel, conjuncția soare-lună, pe regulă, se află în casa nouă. Casa nouă este și casa spiritualității. Apropo de ce, în biserică s-au întâmplat lucruri ferale, violente, pentru că v-am spus, Regulus este foarte sălbatic, este foarte violent. Da? Sigur că da, și cum această eclipsă afectează, iată, natura, vedem tot felul de nenorociri din acest punct de vedere, afectează cumva și oamenii. Nu? Și da și nu. Acum, un lucru interesant, această conjuncție din 2020, din 2017, scuză-mă, s-a produs pe nodul nord. Ce este foarte interesant, că am zis, o să discutăm două eclipse care sunt pe nodul nord și una care este pe nodul sud. Întotdeauna când avem o planetă conjunctă cu nodul nord, înseamnă că putem să creăm ceva nou, pentru că nodul nord ne arată ceea ce facem în această viață, adică de acum încolo, deschide calea, da? Pe când nodul sud arată trecutul și ce avem de sacrificat din trecut. Da? Și acum, noi am mai discutat de chestia asta, adică de-aia pot și să spun aici, sunt mulți care profită, care cunosc mult mai multe elemente oculte, da? Și care profită de aceste portaluri care se deschid, pentru că asta este ca un fel de portale, portal în programare, să ai acces direct la sistemul acestei lupi și să poți să programezi acolo ceea ce dorești tu să se manifeste. Adică, fiind Soarele și Luna pe nodul nord, conjunct și cu Marte în Leu, asta înseamnă că cei care știu au profitat de această eclipsă să programeze niște evenimente viitoare. Da? Și atunci, ca să fac aceste evenimente viitoare să funcționeze, de aceea după aia vedem sacrificiile umane prin împușcături au fost mult mai frecvente decât de obicei. Da? Ceea ce s-a întâmplat. Am încheiat paranteza. Să nu fim prea ciudați. Dar eu vă spun realități. Okay? Asta e adevărul, sigur că da. Și nu putem să... Din păcate, da. Și aici, încă un lucru. Eclipsele și, nu știu, și luna plină, luna nouă, acestea nu sunt evenimente negative sau pozitive. Sunt evenimente care se întâmplă. Cine cunoaște informații despre ele, de multe ori încearcă să le folosească în avantaj propriu și atunci, din această cauză, câteodată au conotații negative. Aha, de la eclipsa aia ni se trage. Cum o să vedeți, de la eclipsa din 2020 ni se trag anumite lucruri foarte, foarte interesante pe care nu le-am putut cunoaște dacă nu ne uitam în astrogramă. Și haideți să vă spun, pentru eclipsa totală din 2020, 14 decembrie 2020, și a fost vizibilă pe America de Sud, mai jos de Argentina, Chile, Argentina, deci puțin mai jos de Argentina. Așa, da, și încă un lucru ce vreau să specific, scuze, uitasem, pentru 2017, la acea eclipsă am avut 1, 2, 3, 4, 5 planetuțe retrograde și eu v-am mai spus, când sunt multe retrograde, este foarte multă eliminare de karmă și atunci lucrurile se întâmplă brusc, violent, neplăcut, mult, deodată, da? Și atunci uraganul ăsta cam cu asta s-a ocupat, da? Bun. Acum, trecem la eclipsa din 2020, 14 decembrie 2020. Aici nu este decât o planetuță retrogradă, dar aici avem lucruri foarte importante. În primul rând, avem eclipsă totală conjunctă pe nodul sud și avem și marea conjuncție dintre Jupiter și Saturn, care se face odată la 20 de ani. Da? Deci, de aceea, ce s-a întâmplat și asta vreau să vă spun și să țineți minte, ce s-a întâmplat pe 14 decembrie 2020 e punct de destin, adică cum e înainte de Hristos și după Hristos, știți? Cam așa este acest punct de 14 decembrie 2020. Și aici, da, discutăm despre întreaga lume. De ce? Pentru că este și marea conjuncție. Adică această conjuncție are impact asupra întregii lumi, pentru că avem și marea conjuncție dintre Jupiter și Saturn. Ok? În alte emisiuni o să discutăm și ce impact au marile conjuncții. Putem să facem analiza marii conjuncții pentru fiecare țară în parte. Inclusiv pentru orașe se poate face. Da? Alt lucru interesant. Da. Acum, de ce spun?
2020, 14 decembrie 2020, această eclipsă pe care o căutați. Asta de acum, aceasta e interesantă, dar credeți-mă că nu e atât de interesantă ca 14 decembrie 2020. Ca să le reîmprospătăm un pic memoria celor care ne ascultă, eram în primul an de pandemie, la finalul anului respectiv. Lucrurile erau incerte încă. Hai să vedem. Așa. Să vezi ce s-a întâmplat fix atunci pe 14 decembrie. Hai mai întâi să citim din Wikipedia ce s-a întâmplat pe 14 decembrie. Deci în acea zi cu eclipsa totală, Statele Unite și Canada au început vaccinarea în masă cu vaccinul pe care toți îl știm. Da? Exact în acea zi. Exact. Cu eclipsa. Când tu ne spuneai mai devreme că unii oameni aleg anumite momente, foarte interesant, ca să... Deci, uitați-vă pe Wikipedia. Vă citesc și în engleză. December 14, COVID-19 pandemic. The United States and Canada begin mass vaccination. Citiți pe Wikipedia 14 decembrie 2020 și dedesubt scrie: A total solar eclipse is visible from parts of the South Pacific Ocean, Southern South America and the South Atlantic Ocean. Și să ne gândim că cei care ne conduc nu au pe lângă ei niște astrologi foarte bine puși la punct, că ar fi o prostie să nu ne gândim așa. Cu siguranță au. Eu nu cred în coincidențe, Georgiana. Nu există. Nu cred că a fost o întâmplare acest 14 decembrie. Stai că asta nu este lucru cel mai șocant. Ai răbdare. Nu acesta este lucru cel mai șocant. Bine că stai jos. Stai jos confortabil, da? Ok. Da. Acum, m-am uitat și eu să văd conjuncția dintre Soare și Lună și nodul sud, o să discutăm imediat, unde s-a produs. Deci, conjuncția între Soare și Lună s-a produs la 23 de grade săgetător. Și zic, hai să văd ce stea fixă e acolo, da? Așa. Și stea fixă pe care s-a produs conjuncția este Lesat. Este o stea care face parte din constelația Scorpionului, chiar dacă este în săgetător. Deci asta ca să știți, constelațiile și zodiile nu coincid de fiecare dată. Constelațiile sunt unele, zodiile sunt altele. Da? Sunt două lucruri diferite. Adică, uite, cum avem aici, avem Soarele și Luna sunt în săgetător, dar sunt conjuncte pe o stea din Scorpion. Cum vine asta? Steaua aceea din Scorpion intră pe fragmentul numit zodia săgetătorului. Da? Dar nu intrăm în detalii aici. Da? Adică, ca să știți, nu este greșeală. Dacă doriți să studiați astrologie, veți înțelege de ce. Bun. Și ce face steaua asta Lesat? În primul rând, unde este poziționată în constelația Scorpionului? Păi este fix în coada Scorpionului, acolo unde are acu și împunge. Și citim? Ce? Poftim, eu te-am întrebat dacă stai jos și dacă stai bine. Da? Și acum vă citesc. Repetă încă o dată, te rog. Nu, repetă, pentru că e ceva foarte important. Deci, conjuncția... Nu trecem așa repede peste. Păi nu trecem repede, chiar vreau să citim aici. Deci, conjuncția pentru eclipsa care s-a făcut pe 14 decembrie 2020, conjuncția între Soare și Lună s-a produs la... 23 de grade în zodia săgetătorului. Da? Iar această conjuncție între Soare și Luna a fost pe steaua fixă, conjunct pe steaua fixă numită Lesat, L-E-S-A-T-H, care este o stea din constelația Scorpionului. Iar această stea se află, acolo dacă o căutați în constelație, se află în coada Scorpionului. Este acul cu care împunge. Și acum vom citi, adică vă voi citi traducerea, imediat, voi citi traducere, citim din două cărți, Robson despre stele fixe, da, despre stele fixe și o să vă citesc ce spune Robson, pagina 173 pentru cine vrea și după aia o să citim și din Elsbeth Ebertin, stele fixe și interpretarea lor, pagina 73, ok? Acum, ce face Lesat după Robson? Zice, este de natura planetei Mercur și a Marte. Aduce pericol, disperare, imoralitate și reavoință și este conectate cu otrăvuri acide. Pentru că asta este din coada Scorpionului. Da. După care, eu acum vă citesc tot textul, dar și după aia facem noi comentariu. Da? Acum citim din Elsbeth Ebertin, stele fixe și interpretarea lor, pagina 73. Zice așa,
Steaua Lăsat se găsește în conjuncție apropiată cu steaua Șaula, tot din Scorpion, amândouă se află în coada Scorpionului. Această stea are o natură specifică planetei Marte cu influență mercuriană. După tradiție, Lăsat în conjuncție cu Marte, Uranus sau Saturn, mijlocul cerului sau ascendentului, pot arăta pericole care vin de la animale sălbatice, ori să fi devorat de ele, masacrat sau rupt în bucățele. Această interpretare medievală nu mai este corectă în zilele acestea. Ea scria în 1928. În momentul de față, o configurație cu această stea arată accidente, catastrofe sau operații, tăieri. Marte, asta ca să știți, coada Scorpionului, ce face? Împunge, da? Înțeapă sau taie. Da? Deci noi rămânem la înțepat. Corespondând semnului cu Scorpion, evenimentele legate de steaua Lăsat pot să fie asociate cu apendicita, apendectomie sau scoaterea emoroizilor prin operație. Asta e apropo de chirurgie. Da? Pentru că e vorba de tăiere. Dacă este asociat cu o stea benefică, atunci și este canalizată în direcția corectă, există posibilitatea ca energia asociată cu aceste natura lui Marte să poată să aducă cum îi spune, achievements, succes în ceea ce face nativul. Dar noi revenim acum. Deci, conjuncția s-a produs pe coada Scorpionului și ca să fie și mai evident acest lucru, Soarele și Luna în Săgetător conjuncte pe Lăsat sunt și în Trigon, deci în aspect benefic, cu Marte în Bebec. Apropo de Marte, Marte care împunge, Marte care taie. Da? Marte este ori săbiuța, ori săgeata, da? Ori sulița, ori acul. Da? Deci ca să știți, și când discutăm de astrograme natale sau previzionale, acolo eu văd dacă persoana respectivă face o operație anul acesta sau dacă face o injecție. Se văd aceste lucruri. Da? Iar Marte în Berbec cam asta face. Deci, hai să zicem, săgețica din coada Scorpionului. Da? Eu v-am citit textul întreg, doar ca să știți că există și e scris în carte și nu pun de la mine. Da? Ok, deci acum, care este lucrul interesant? După ce ne-am șocat, acum ne relaxăm și vedem și lucrul interesant. Da? Lucrul interesant este că eclipsa s-a produs pe nodul sud, nu pe nodul nord. Adică arată că trebuia sacrificat ceva din trecut. Adică ce s-a întâmplat cu această înțepare a Scorpionului, da? Arată că era ceva ce trebuia să se facă. Adică, din nou, era o restanță din trecut, adică din trecutul karmic, ca un fel de datorie karmică, poftim că nu știu cum să spun altfel ca să pot să fiu înțeleasă foarte specific. Adică era un sacrificiu necesar. Repet, nodul sud întotdeauna arată ceea ce trebuie să sacrificăm în prezent. Adică ce sacrificăm? Ce nu ne mai este de folos? Da? Uitați, și în viața noastră de zi cu zi. Sacrificăm hainele pe care nu le mai purtăm, că le dăm la o parte, să facem loc pentru haine noi. Da? Sau sacrificăm, scăpăm de niște obiceiuri vechi. De ce? Că nu mai facem lucrurile respective. Ce făceam în liceu, nu mai merge să facem acum. Da? Sacrificăm lucrurile respective. Le scoatem din, din ceea ce, ce suntem noi acum. Deci ca să știți întotdeauna, ca să faci ceva mai bun, mai întâi trebuie să iei ca după aia să poți să pui. Da? Înapoi. Cam despre asta este vorba. Deci asta a fost ziua 14 decembrie 2020 în care s-a întâmplat eclipsa totală, a fost aproape de marea conjuncție, la câteva zile distanță conjuncție dintre Jupiter și Saturn. Când zic câteva zile distanță, nu vă gândiți că erau la un kilometru distanță. Vreau să spun ele, oricum, Jupiter și Saturn oricum erau în conjuncție și aici, adică într-un grad. Da, 28 de grade 56 pentru Jupiter și 29 de grade 43 pentru Saturn, adică conjuncția deja exista, dar nu era conjuncție fixă. Fixă s-a făcut câteva zile mai târziu, da? Dar vreau să spun că tot ceea ce s-a întâmplat aici a coroborat, au fost toate lucrurile puse împreună. Adică, ca și concluzie pentru eclipsa din 14 decembrie 2020, se pare că, nici eu nu știam, da? Dar fiind nodul sud la mijloc, fiind această înțepare cu
Cum îi spune, cu ceva care, cum zice, din coada scorpionului, ce iese? Iese o, cum îi spune, o travacidă, acid poisons, da? Adică ceva care este neplăcut. Acum sunt două lucruri care vreau să le spun aici foarte importante. În spiritualitate, când întâlniți termenul de otravă, da? Otrava asta poate să facă două lucruri. Ori să te omoare, ori să te facă mai puternic. Și aici este simbolul păunului. De ce păunul este atât de important în general în ocultism? Pentru că păunul este singura păsărică care mănâncă lucruri perfect toxice, iar el le transformă în interiorul lui și îi fac bine. De aceea și culorile păunului sunt foarte vii. Încă un lucru interesant, ființele din natură care au culori foarte, foarte puternice, ori sunt foarte toxice, ori mănâncă lucruri toxice. Da? Uh-huh. Încă un lucru interesant. Dar revenind la păun, ceea ce s-a pus în mișcare din 14 decembrie 2020, noi putem ori să fim păunul, ori să nu fim păunul. Da? Depinde de fiecare. Și nu suntem pe unul și putem vedea asta în cifre. Nu vreau să intru în mai multe detalii, dar vedem clar ce ni se spune. Da. Unii pot și să fie și pe unul. Da, statisticile așa sunt. Da, sigur că da. Dar țineți cont de acest lucru. Sau mai era vorba că ce nu te omoară te face mai puternic. Și aici, adică și pentru cei implicați direct în această situație și pentru cei de pe margine, cei care nu au fost înțepați, da? Tot este un test. Este un test dacă te faci mai puternic sau dacă te lași doborât de situație. Și în multe inițieri, asta dacă doriți să căutați informații, sunt multe inițieri care se produc cu substanțe, inițieri spirituale, da? Care se produc cu substanțe, mă rog, psihotrope și unele chiar foarte toxice, că pot să fii mort de la intoxicarea cu substanțele respective. Doamne, da? Ferește. Da. Eu spun, adică, de ce spun acest lucru? Pentru că e vorba de ideea asta de inițiere. Ok? Și uh-huh. de test. Adică cine trece acest test al puterii să reziste, da? Ok? Și da, există speranță. Eu știu și eu cifrele, deci eu sunt total de acord cu tine, Jessie. Totuși vreau să spun, există și miracole, există și minuni, cum se zice, 1 la 1 milion. 1 la 1 milion există, da? Adică pentru acel 1 la 1 milion, să știți că puteți să fiți ca păunul care a înghițit, a transformat și mergem mai puternic mai departe. Atâta vreau să spun. Da? Da. Okay. Așa. Am văzut mergem 2020. Ne apropiem de eclipsa noastră din 8 iulie. Da. Și acum. Eclipsa noastră vorba vine, că suntem da, acum în eclipsa lor. Da, e eclipsa lor, nu e eclipsa noastră. Așa. Deci 8 aprilie 2024, ei au spus că vizibilitatea maximă este pe New Madrid, așa că acolo am făcut-o, da? Pentru New Madrid. Și acum vă spun lucruri interesante. În primul rând, eclipsa între Soare și Lună se produce de-a berbec, dar nu e conjunct pe nicio stea fixă. Deci de aici am scăpat, nu e nicio stea fixă. Da? Și se produce pe nodul nord, deci înseamnă că pe eclipsa asta se poate accesa sistemul ca să faci programare pe ceea ce urmează să vină. Da? Okay? Nu pe ceea ce trebuie să elimini din trecut. Așa. Și acum, discutăm lucrurile interesante. Avem o singură planetă retrogradă, este Mercur retrograd în berbec. Și aici pot să vă dau informații interesante. Da? Ne uităm pe stele fixe, că de aici aflăm ce urmează să se întâmple. E posibil ca acum în următoarele luni să iasă la suprafață mai mult decât de obicei și să fie lucruri mai mediatizate pe partea de showbiz, actori, muzicieni, care au legătură și cu partea care nu place nimănui, cu pedofilia. Să vă zic de ce. Haideți să discutăm de ce. Da? Hai să vedem. Mercur retrograd este în berbec și este conjunctă pe o stea din constelația Cefei. Da? Și aici spune așa.
că cei care sunt specifici pentru această stea fixă din CFU sunt cei care se ocupă cu scrisul scenariilor și cu performance-ul, adică cei care sunt pe scenă. Deci, automat, Mercurul retrograd în Berbec va scoate ceva la iveală, că retrogradul arată ceva din trecut, ceva care este de mult timp, este din trecut și va ieși la suprafață acum. Da? Și vedem că este ceva care iese la suprafață destul de brusc, pentru că e Berbecul, da? Și virulent, că Berbecul este virulent, da? Și Berbecul este dur și violent, e semn de foc, da? Și are legătură cu cei care, cum îi spune, sunt în showbiz. Încă un lucru, eu vă citesc acum din stele fixe, la fel de unde v-am citit mai devreme, ce zice Manilius despre CFU. Pe scurt, e felul următor, cei din constelația CFU se ocupă și de creșterea băieților mici, tot pentru entertainment. Voi înțelegeți ce doriți să înțelegeți din chestia asta, da? Adică exact la ce vă gândiți, din păcate. Ok? Deci, se vede că vor ieși la suprafață aceste lucruri. Mai avem încă un element care ne arată că întotdeauna în astrogramă există redundanțe. Mai avem și o Lilith în balanță. Imediat. Unde e Lilith în balanță? Că vreau să vă citesc, da? Așa, bun. Lilith în balanță este conjunct pe Nodus 1, este o planetă din constelația Draco, da? Tot așa, ceea ce se întâmplă cu Lilith în balanță este specific performerilor, pentru că balanța, zodia balanță, se ocupă și de aceste lucruri, adică de lumea artistică. Balanța mai mult este cu prezentatorii TV, cu cei care sunt în față, pe care vedem așa mai zi de zi, actorii. CFU era deci balanța mai mult cu actorii de filme, ca să zic așa. CFU, ce avea Mercur retrograd în Berbec, conjunct pe o stea din CFU, aceștia sunt mai degrabă soliștii, na, cei care sunt în față, cei care sunt branduri mari, da? Na, când zicem Tom Cruise, ăsta e un brand deja, nu e doar un actor. Da? Adică gândiți-vă așa, pentru că Berbecul arată întotdeauna cei care sunt capete, da? Cei care sunt number one în domeniul pe care îl fac. Da? Și mai avem încă un lucru, Pluton, care este conjunct la un grad învărsător, unde am scris, stai să găsesc. Nu mai găsesc. Tot așa, era vorba, stelele fixe nu le țin minte pe din afară, pentru că sunt peste 200, fiecare au descrierea lor specifică și din cauza asta stau întotdeauna cu cărticele. Văd că aici nu am scris-o, dar credeți-mă că este redundanță tot pe această temă, pe faptul că se descoperă lucruri legate de showbiz, de specific, showbiz. Da? Așa. Și de cei care scriu scenarii, da? Realizează și joacă acele scenarii și care au legătură cu băieți mici. Da? Uitați, CFU, ce zice Manilius? CFU va crea bărbați care crește băieți de vârstă foarte mică, peste care va fi domnul lor, prin virtutea legii care guvernează un minor și îmbătat de această putere va interpreta greșit rolul lui și îl va crede că este realitate și se va purta ori ca un gardian arogant sau ca un unchi foarte dur și foarte stern. Asta e legat de copii care nu sunt ai tăi și care sunt grijă ta. Și e vorba specific de bărbați care în vechime, acum creșteau copiii care urmau să fie slujitori. Da, despre asta este vorba. Okay. Deci vom vedea ceva de genul un scandal după această eclipsă. Un scandal și mai mare. Și mai mare decât că așa tot apar idei de genul acesta. Dar acum se pare că o să fie ceva și mai mare decât de obicei. Și încă un lucru pe care îl avem aici. V-am zis cu apa. Avem o conjuncție Marte-Saturn. Asta să știți că se lasă cu accidente. Când avem Marte produce accidente, Saturn accidente. Când avem sextile, trigoane,
mai scăpăm, dar când avem careu și când avem conjuncție sau opoziție, nu mai scăpăm. Deci e acolo un accident, este ceva neplăcut care urmează să se întâmple. Marte cu Saturn, deci fac conjuncția în zodia Pești imediat și sunt în sextil cu Jupiter și Uranus în Taur. Și acum să vedeți un lucru interesant, că toate se leagă de apă. Da? Iarăși ne uităm pe stelele fixe pe care fac conjuncție. Marte și Saturn fac conjuncție la 13 grade în Pești pe o planetuță care face parte din constelația Eridanus. Și asta aduce probleme legate de apă. Aduce pericol sau accidente legate de înec sau de mersul pe mare sau apă în general. Poate să aducă inundație, dar nu e vorba de uragan. Ăla arată altfel în astrogramă, da? Deci, poate auzim de unii că se, nu știu, pe mare se întâmplă ceva, da? Sau un submarin, cum a mai fost, da? Nu știu, și eu sunt foarte curioasă să văd ce se întâmplă. Eu, de-aia v-am spus, citim împreună ce se întâmplă, dar să știți că atunci când există o conjuncție cu o stea fixă, mitologia, povestea acelei stele fixe intră în desfășurare și evenimentele, uitați cum a fost cu coada scorpionului, da? Vedeți cum evenimentele care s-au produs în realitate imită mitologia și simbolistica constelației respective și a stelei fixe de care am discutat, da? Acest lucru e foarte important, de aceea discutăm pe stele fixe și atunci ne putem aștepta să fie ceva asemănător cu semnificația acelei stele fixe. Da? Bun. Deci, acum avem inundații de la Marte și Saturn în Pești, fiind și pe casa 8-a mai degrabă un accident. Nu cred că ar fi și cu tremur, că e un Uranus la mijloc în Taur. Aici, din nou, vom vedea. Dar preponderent, adică problema ar fi apa, nu neapărat cu tremurul respectiv, dacă ar fi vorba de un cutremur. Da? Și după aia mai avem și conjuncția dintre Uranus și Jupiter. Jupiter în Taur, fiind conjunct pe steaua Botein din Taur. Aceasta, la fel, zice, evită marea. Zice, pentru casa lunară pe care o reprezintă, zice, fă ce vrei, dar evită marea. Evită să mergi pe marea. Da? Deci, iar, și avem din două lucruri același aspect. Iar Uranus este conjunct pe steaua fixă Rana, care este tot în râul Eridanus. Și iarăși ne trimită tot acolo. Atenție cu accidente pe mare sau cu înnecat. Da? Asta, bineînțeles, accidentele pe mare sau înnecatul e legat, dacă ne uităm, adică sunt valabile pentru o astrogramă natală, cum ai vorbi cu un om. Când e vorba de ceva care se produce la un nivel foarte înalt, cum sunt la nivel mondial, atunci bineînțeles că dezastrele arată puțin altfel, dar sunt variații pe aceeași temă. Da? Deci poate nu se neacă cineva, dar poate se întâmplă ceva pe mare, poate încep ei să se bombardeze reciproc pe mare. Da? Și atunci normal că sunt câțiva oameni care nu o să mai iasă de acolo, că se neacă din cauza acestui lucru. Deci așa trebuie să vedem, ca să înțelegem mitologia stelei fixe respective și după aceea să vedem cum va intra în manifestare. Așa, per total, deci v-am spus, această eclipsă, deci din 8 aprilie 2024, deci este foarte importantă pentru că închide eclipsa din 2017, care a fost tot pe continent american și v-am spus, vin în X. Au cercetat alții, puteți să căutați și voi pe internet, să vedeți acest aspect. Deci garantat este așa ca o închidere, da, de capitol. Da? Iar cea mai importantă eclipsă este cea din 2020 și aceasta a pus punct existenței noastre de cum am știut-o și a început ceva. Georgiana, ai anumite sfaturi pentru oameni în ceea ce privește această eclipsă? Ce să facem sau ce să nu facem? Perfect, da. Foarte bine. Că am exact aceleași sfaturi pe care le dau și când mă întreabă cineva, vai, e lună plină, vai, e lună nouă, să fac ritualul nu știu care. Oameni buni! Pentru că
Nu faceți. Pentru că voi faceți în ziua respectivă, în seara respectivă, să zicem, da? Ok? La ora respectivă, când e eclipsa mai puternică sau na, luna plină, mai plină, da? Dar între timp sunt alte sute persoane care știu cu adevărat ce fac, da? Și că voi faceți așa, prindeți lumânare să-mi găsesc și eu iubit, să am un iubit drăguț sau să nu mă părăsească, faceți și voi lucruri inofensive, da? Dar nu știți exact ceea ce faceți, să nu vă supărați, da? Problema care este? Că voi, fără să știți, fiind în locul respectiv, la ora respectivă, cu intenția de a vă conecta la eclipsă, lună, ce mai e pe acolo, voi intrați pe lungimea de undă pe care fac ei ritualuri și îi hrăniți, le dați energie fără să vă dați seama. Poate de-aia, nu știu, zic și eu, poate de-aia sunt atât de mediatizate pe toate site-urile, pe toate paginile de net, ritualuri de lună, de nu știu ce, etc. Da? Pentru că sunt specifice. Este alegerea voastră dacă, din nou, 99% nu știți ce faceți, să nu vă supărați. Mai bine decât să faceți așa ceva, mai bine dimineața, în timpul zilei, pe lumină, aprindeți voi o lumânare pentru voi și spuneți-vă intenția în foc, da? Adică pe lumânare, da? Spuneți. Să-mi dea universul capacitate de concentrare, să-mi dea universul o zi bună, să-mi dea universul optimism, da? Și mai este un lucru, de ce nu facem ritualul și de soare? De ce doar de lună? Da? Așa, ca fapt divers. De ce? Că pe net nu există. Fă ritual atunci când soarele este sus în mijlocul celui. De ce nu? Sau la răsărit. De ce nu? Că atunci e foarte puternic soarele când răsare, da? La fel cum și luna este foarte puternic atunci când este luna nouă și merge de la început. De ce nu facem la fel și cu soarele? Acum Georgiana provoacă-mă să zic de ce nu facem ritualuri pe soare. Pentru că internetul e controlat și pentru că vor să fim direcționați unde își doresc ei. Na, acum gândiți-vă hai să că în întuneric, încă un lucru. Aici să mai zic încă un lucru. Gândiți că nu doare. Mă rog, câteodată doare, dar este folositor. Da? Și dacă doare. Gândiți și așa. Dacă faceți ritualuri de lună, faceți pentru întuneric. Ce energie este noaptea? Ce porți se deschid noaptea? Între ora 12 și 2, în niciun caz să nu faceți, că habar n-aveți ce faceți. Atunci se fac majoritatea ritualurilor făcute de ceilalți, ora vrăjitoarelor și așa, da? Nu, de ce să stați noaptea? Dacă sunteți ființe de lumină, stați ziua și faceți ritualuri. Nu faceți noaptea. Noaptea e și subconștientul activ. Lumea spirituală, e adevărat că lumea spirituală e mai deschisă să ne audă, dar fix aia care nu trebuie, care sunt în umbră. Deci gândiți și voi logic. Vreți să trăiți în lumină sau vreți să trăiți în întuneric? Dacă faceți ritualuri noaptea, ghiți pe că ce-i? Ghiți ce o să iasă. Da? Adică ce accesați? Ce fel de energie accesați? Da? Dacă vreți să vă fie bine, să aveți noroc, ziua, în lumină, frumos, cu bucurie, contează foarte mult. Și știți, de fapt, nici nu contează la ce oră faci sau ce ritual faci, contează intenția cu care faci. Dacă ai o intenție bună, dacă ai fericire în inimă, dacă ai bucurie, dacă ai siguranță, dacă ai conexiunea ta cu Dumnezeu, atunci garantat o să-ți iasă bine. Da? Dacă faci ritualul plângând sau aolo m-a părăsit, nu știu ce să iasă de acolo sau pe cine atragi. Da, nu facem ritualuri pe eclipsă, nu facem ritualuri noaptea, dragi ascultători. Sunt alții băgați și aia sunt profesioniști. Mă înțeleg. Și nu faceți decât să-i hrăniți. Dar bine, se mediatizează. Da, dar se mediatizează aceste lucruri. De ce? Ca să vă ridice interesul și să spuneți, ha, ia să fac și eu. Da? Și vă duceți și voi dați energie, pur și simplu, dați energie pentru că sunteți atenți, sunteți conectați și îi hrăniți pur și simplu, îi susțineți fără să vă dați seama. Da? Din nou, e alegerea fiecăruia. Fiecare face ce dorește. Eu v-am spus de ce n-ar fi o idee bună. Dar dacă vreți să faceți, să încercați, puteți. Îți mulțumim frumos pentru acest sfat. Să știi că nu multă lume spune acest lucru și pare... Adică chiar face sens, cel puțin pentru mine.
Acum, na, fiecare să-și tragă propriile concluzii. Georgiana, îți mulțumim pentru discuția pe care am avut-o astăzi. Dragi. Extrem de interesantă. Cei care ne ascultă și n-au prins-o de la început, dacă ne ascultați în mașină, vă invităm să reauziți această emisiune pe canalul meu de YouTube, Jessie Baneș. Acolo dați search Golden Hour cu Jessie, cu Georgiana Sâmbotin, pentru că a scos la iveală niște informații șocante, Georgiana, zic sincer, pe mine m-ai șocat și încep să înțeleg că nimic în lumea asta nu este la voia întâmplării. Te pupăm și ținem aproape să vedem ce se petrece după această eclipsă de pe 8 aprilie. Și eu sunt curioasă. E prima dată când fac predicții pentru o eclipsă, nu știu, n-am făcut până acum. V-am spus, am citit stelele fixe cu voi și vedem ce se întâmplă. Ok. Dragi ascultători, a fost alături de noi Georgiana Sâmbotin. Vă pup, vă îmbrățișez, să ne revedem cu bine mâine, tot aici la Golden Hour cu Jessie. Poate cu mai puțin vânt, ar fi bine că m-am săturat să se trântească toate în jurul meu și cu mult, mult soare, atât pe cer cât și în suflete. Nu facem dacă ne dorim să facem tot felul de meditații, nu le facem noaptea, da? Ne-a spus Georgiana că meditațiile sau tot felul de intenții pe care vreți să vi le puneți nu se fac noaptea, pentru că accesăm niște energii care nu sunt bine de accesat, așa că bucurați-vă cât e soarele pe cer și faceți ce meditații vreți voi. Vă pupăm!